Bună ziua, dragi români! Din păcate, epidemia COVID-19 este încă între noi. Nu este momentul să ne relaxăm prea mult. Ne apropiem foarte rapid de numărul de 1000 de victime ale acestei epidemii. În continuare, avem în fiecare zi sute de cazuri noi. Totuși, se apropie data administrativă de 15 mai, când se termină starea de urgență și vom intra într-o altă formă de organizare tipică pentru situații de epidemie, și anume în starea de alertă. Foarte mulți români se întreabă și ne întreabă ce se schimbă după 15 mai, ce nu se schimbă, ce noutăți avem pentru ei. În primul rând, aș menționa ce devine obligatoriu din 15 mai. Sunt lucruri foarte simple, dar foarte, foarte importante. Primul lucru, din 15 mai, devine obligatoriu portul măștii, o mască care acoperă gura și nasul, atunci când ne găsim în spații interioare. De exemplu, când mergem la magazin sau când mergem să cumpărăm alimente sau în alte situații, de exemplu, când mergem cu transportul public în comun, când intrăm în stația de metrou, evident, în metrou. Deci, în interior, masca este obligatorie. Este obligatorie, atenție, nu este o recomandare, este obligatorie păstrarea unei distanțe. Distanța obligatorie între persoane este de 1,5 metri. Asta însemnând distanța a două brațe. Dacă amândoi întindem brațul, distanța căutată este asta. Igiena mâinilor devine obligatorie și este extrem de importantă. Trebuie să ne spălăm pe mâini cât se poate de des și întotdeauna când venim acasă de la magazin sau de la o activitate în afară. Ce se redeschide? Se vorbește foarte mult despre așa numita relaxare. Am spus la început, nu este cazul să ne relaxăm, dar anumite activități trebuie reluate. În acest sens, se redeschide parțial comerțul. Se pot redeschide din 15 mai magazinele care au acces din exterior, care au acces direct din stradă. Se redeschid saloanele de îngrijire personală, se redeschid muzeele. O chestiune care nu putem să o dispunem, dar putem să o recomandăm. Recomandăm autorităților locale ca din 15 mai să redeschidă parcurile pentru accesul publicului. La ce se renunță? Ce înseamnă această relaxare pentru fiecare dintre noi? Se renunță la obligația de a sta acasă și se renunță la obligația unei declarații atunci când ne deplasăm în interiorul localității. Deci, atenție, putem să ne deplasăm în interiorul localității în care locuim fără să avem nevoie de declarație, fără să avem nevoie de acordul cuiva. Totuși, în interesul nostru și al celor pe care dorim să-i protejăm, nu trebuie să exagerăm, trebuie să renunțăm la deplasările la care se poate renunța fără prea mari sacrificii. Ce rămâne totuși obligatoriu este în continuare, în prima etapă, interzisă deplasarea în afara localității, sigur cu excepții. Aceste excepții vor fi enumerate în decizia Comitetului Național pentru Situații de Urgență. Sunt excepții naturale, de exemplu, cine merge la serviciu, merge. Se poate merge
în afara localității pentru muncile agricole, se poate ieși din localitate pentru sporturi individuale, de exemplu mersul cu bicicleta. Totuși, când ieșim din localitate, este în continuare nevoie de o declarație. Mai puțin în zonele metropolitane, unde, de exemplu, din comunele din jurul Bucureștiului, foarte multă lume vine la serviciu în București și se întoarce. Pentru aceste deplasări în interiorul zonei metropolitane, nu va fi nevoie de declarație. Dar dacă mergeți, de exemplu, din București într-un oraș din provincie pentru a rezolva o problemă care se încadrează între excepții, aveți nevoie de o declarație scrisă. O temă pe care eu personal o consider foarte importantă și știu că sunt mulți români care consideră această chestiune foarte importantă, bisericile. Serviciile religioase cu credincioși vor fi reluate în condiții speciale, și anume serviciile religioase cu credincioși pot fi reluate în prima fază în curtea bisericii sau în fața bisericii, deci în exterior, credincioșii vor purta obligatoriu mască și vor păstra obligatoriu distanța de 1,5 metri. În a doua și în a treia etapă, aceste condiții vor fi evident rediscutate, dar noi considerăm că este important să facem un prim pas și să facem iarăși posibile serviciile religioase cu credincioși, repet, în această prima etapă, doar în aer liber. Vreau acum să mulțumesc și să apreciez munca celor din prima linie în lupta cu această epidemie. Medicii, personalul medical, personalul care ajută în spitale și în alte unități medicale. Astăzi, în mod special, felicitări asistenților medicali, fiindcă este ziua lor internațională. A rămas o categorie pe care aș menționa-o, și anume sportivii. Pentru sportivi avem două situații. Profesioniștii își pot relua cantonamentele în condiții speciale de igienă, de verificări medicale. Însă, competițiile sportive în această primă etapă nu vor începe. Deci, repet, sportivii profesioniști își pot relua cantonamentele în condiții foarte clare descrise, dar competițiile sportive nu vor fi reluate acum în prima etapă. Pentru sportivii amatori este posibil să-și reia activitatea doar acolo unde se face sport individual. Sport individual, inclusiv dacă se folosește o bază sportivă, dar numai în aer liber. Deci pentru amator este posibil să-și reia activitatea doar la sporturi individuale și doar în aer liber. Iar dacă se folosește o bază sportivă, accesul în vestiar, deci acolo unde își schimbă echipamentul, nu este permis. În final, mă adresez parlamentarilor, Parlamentului, care are în lucru o lege care reglementează activitățile, restricțiile și felul în care se gestionează această stare de alertă. Este nevoie urgentă de această lege și solicit Parlamentului, parlamentarilor să decidă pe această lege cu maximă celeritate.
Vă mulțumesc!